prin Duhul Sfânt. Bucură-te, poporule, de serca acestea, căci vrăjmașul, iată, face planuri mari și vrea să aducă timpuri în care vei dori să ajungi în locuri ca acestea și nu vei putea, zice Domnul. Iată că vremurile care stau înaintea ta sunt vremuri de încercare, sunt vremuri în care te vei întreba ce se va întâmpla cu casa mea. Dar dacă astăzi strângi în inima ta, iată, mâine vei ești înviruitor. De aceea zice Domnul prin Duhul Sfânt, nu te îngrijora și nu te teme, căci iată, cel ce strânge și cel ce adună cu Domnul, iată, va avea belșug de îndurare. E chema n-au dovid de mine graudul fiul, iată că în seara aceasta, zice Domnul, sunt prezent în mijlocul tău, ca să ridic, iată, unii poveri, să dau dezlegare unor legați, zice Domnul, să iată să ridic unile apăsării care vă apasă pe unii și iată vă întrebați ce se va întâmpla. Viu este Domnul care vede toate lucrurile, care ridică totul, zice Domnul. Pe ghiolovia sărima navei de mel,